Pericol pentru sănătatea a mii de oameni din județul Cluj. Apa din mai multe izvoare conține nitrați peste limitele normale, iar consumul îndelungat al acesteia poate duce la boli grave. Direcția de Sănătate Publică, cea care trebuie să testeze periodic apa, n-a mai făcut acest lucru din 2019, dacă e să ne luăm după informațiile publicate pe site-ul instituției. O echipă observatoră a mers cu un specialist care testează regulat calitatea apei de izvor. Prima oprire lângă gara din Dej, unde mii de oameni își astâmpără setea anual. Putem vedea cum s-au colorat nitrații. Aici ar trebui să fie un maxim de 50. Dacă puteți vedea, el deja a depășit acea valoare. În principiu, izvorul ăsta nu conține apă potabilă și nu ar trebui să bem. Alexandru Lucian este inginer și și-a format propria rețea de senzori care măsoară calitatea aerului din Cluj-Napoca, dar monitorizează și apele de suprafață din țară. De luna trecută se ocupă strict de izvoare. Inițial facem probe de pH, conductivitate electrică, care ne indică totalul solidilor dizolvate în apă, nitriți, nitrați și alcalinitatea. Noi la fiecare izvor pe care îl testăm, lăsăm un sticker din acesta pe care se găsește un cod QR. Când cineva vrea să afle informații, îl scanează cu telefonul și caută izvorul la care este. Noi îi afișăm dacă apa este potabilă sau nu. Alt izvor din localitate, aceeași problemă. Se poate vedea, culoarea s-a schimbat și limita este undeva la 50, ea deja are o culoare undeva spre 100, deci parametrii nu sunt ok. Nitriții și nitrații au valori duble la acest izvor. Nu se recomandă a fi băută. Chiar și așa, unii oameni consumă apa de aici de ani de zile. Nu am și nicio problemă, e super bună. E bună, așa e? Da. Vine lume des aici să ia. Sigur, e un risc. De aici am luat și am băut. Până în acest moment am testat 23 de izvoare, aproape din toată țara. În Dej am găsit 3 din 4 izvoare care au arătat parametri care nu sunt în grafic. Asta înseamnă că apa nu poate fi băută de copii sau de femei însărcinate. Legea privind calitatea apei spune clar că la un interval de cel mult 3 luni trebuie prelevate probe de la fiecare izvor și analizate în laborator. Mai apoi, starea apei, potabilă sau nepotabilă, trebuie trecută pe o plăcuță și pusă la vedere lângă sursa de apă, dar ca la multe alte izvoare, și în acest loc lipsește. Direcția de Sănătate Publică ar trebui să se ocupe de testarea periodică a apelor, dar pe site-ul DSP, ultimul raport de monitorizare din județul Cluj a fost efectuat în 2019, însă doar pentru apa provenită din surse autorizate. La sediul instituției, nimeni care să ne dea explicații. Cineva de la DSP care poate vorbi cu presa, nu neapărat domnul Isescu. Domnul Isescu, nu-i în concediu. Domnul Isescu, e în concediu? Da, e în concediu. Și oare cine loc cu cineva? Nu, că și ala e în concediu, domnul Cluj. Consumul pe termen lung al apelor cu un conținut ridicat de nitrați poate fi fatal pentru copii și duce la afecțiuni grave în rândul adulților. Consumul zilnic de apă bogată în nitrați poate să ducă inclusiv la cancer de colon, poate să ducă la tot felul de alte probleme. Nitrații, în cazul femeilor gravide, pot să dea malformații congenitale ale copilului. Noi putem doar să ne ferim să consumăm apă din surse neverificate sau din surse care pot fi contaminate cu ape reziduale. Medicii ne recomandă să nu consumăm apă din surse neverificate pentru că ar putea fi contaminate.